După luni întregi de secetă pe câmpurile din Prahova, pământul e tare ca piatra, dar grâul trebuie semănat, așa că fermierii au forțat la maximum tractoarele. Acum își pun toate speranțele în ploi ca să aibă ce culege la primăvară. Investim, băgăm bani în pământ, semănăm, nu știm, n-avem nicio certitudine că vom și recolta, să scoatem cheltuielile. Suprafața de grâu este integral nerăsărită. Adică ori în magazie, ori pe câmp, ea stă fără umiditate, ca în sac, cum zicem noi, agricultorii. Dacă seceta continuă, impactul asupra prețurilor la carne și lactate va fi devastator, susțin fermierii. Specialiștii vorbesc despre un deficit de apă în sol, fără precedent. Rezerva de apă care ar fi în momentul ăsta asigură doar supraviețuirea plantelor, nici vorbă de o rezervă pe termen scurt, mediu sau lung. Sunt niște areale foarte extinse din România în care deficitul de umiditate în sol în primii 20 de centimetri se situează la limite foarte scăzute. Acest lucru a pus în pericol atât semănatul culturilor de toamnă, precum și culturile care deja au fost semănate, nu au reușit să răsară uniform. Meteorologii atrag atenția că agricultura va avea nevoie pe viitor de investiții masive în sistemele de irigații, însă fără ajutorul statului, puțini fermieri își permit să cheltuiască sume de ordinul sutelor de mii de euro pentru a aduce apa pe câmp.